Știu bine că voi fi. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă în București, nu mă duc acasă. Aplauze pentru voi, frații mei! Eu de o vreme am reușit să ajung artist așa cum mi-am dorit când eram copil și între timp, de când sunt artist, mă tot uit la ceilalți artiști care sunt cu mine acum în același timp pe scenă. Nu știu, unii sunt Sibiu, alții sunt Satu Mare, eu sunt acum în București. Dar s-a întâmplat una din seri să fiu cu fratele meu Dodi. Știți pe Dodi? Bun, și cum eram eu cu el așa în seara aia, am prins o dumă de la el ceva senzațională. Așa că vreau să o încerc și eu cu voi. I-am zis, bă, iartă-mă dacă o să-ți iau duma, dar o să o încerc și eu. Na, bun. Deci fiți atenți. Sunt curios dacă voi puteți să țipați cât timp eu beau apă. 1, 2, 3 și... Extraordinar, a mers din prima. Felicitări, București! Aplauze pentru fratele meu, Dodi! Am o întrebare. Dacă sunt domni, domnișoare, doamne, care în viața asta au purtat niște pantofi cu toc, măcar o dată, să pună mâna sus, 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 sus! Îl știți pe fratele meu, Șif? Ia, hai să putem împreună. 15 centimetri, topul vrea să facă braiște. E din Constanța, Caia n-a văzut Franța. Asta e respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la Vres. E de la Iași, că merge acasă drept. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra. Stai că n-aduce nici Cuina. Și Satul Mare, e un oraș mare. Hai mi-ai petrec până când soarele răsare. București ca se joacă în deplasare. Și naturală și-a uitat acasă Lujul. S-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba. Distanță mare, domne, s-a tocit și talba. Și vine din Galați de acasă, frate. Și vine din Galați. 1, 2, 3 și... Și când îl lasă seara, ne urmărește de mișoara. Nu mă urmă! Oamenii mei nu stau de loc pe loc. Seara, din București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc. Când văd femei urcate sus pe și când se lasă seara, din București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc. Când văd femei urcate sus pe și București! Am o întrebare mega, mega, mega curioasă. Să punem mâna sus câți s-au născut în București. Vă iubesc, frații mei, din tot sufletul. Jos! Și acum am o întrebare, să punem mâna sus câți au venit în București în ultimii 10 ani. Hai, fără jenă, sus, 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 sus! Nu
Vă iubesc și vă respect în primul rând pentru că sunteți român ca mine, că avem aceeași limbă. Vă mai zic o treabă, de fel iubesc foarte mult animalele, au așa în ochii lor ceva foarte iubitor, mă rog, până le deranjești, știi? Dar în același timp iubesc din tot sufletul meu oamenii pentru că pot vorbi cu ei și mă pot înțelege. Și când eu zic te iubesc, cine mă iubește să, să strige și eu? Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc! Asta a fost demonstrația că ne înțelegem. Mergând mai departe, nu știu dacă știți, dar eu de curând m-am căsătorit, acum vreo săptămână. Practic nu mai sunt burlac. Hai. O iubesc pe nevastă mea din toată inima. Mergând mai departe să vă zic ce mi s-a întâmplat. Acum ceva vreme m-am oprit într-o benzinărie, cum mă opresc eu mereu, să-mi cumpăr apă minerală, că mi-era sete înainte de concert. Bun, și cum am intrat în benzinărie, dragii mei, eu bărbat însurat, ce credeți că am văzut? O domnișoară. N-am voie să mă uit la ea, că așa e frumos și de, nu? Adică odată ce ai ales în fața Dumnezeu, în fața preotului, statului, mai știu eu, e urât să te uiți. Bun, și acum cum eu nu mă uitam, iau să emoționat ăsta, fii atent. Cum eu nu mă uitam, m-a zis, bine mă, mă uit în jos. Am zărit-o, zic, bine mă uit în jos. Și cum mergeam eu jos așa, deodată văd ce văd tocurile alea mari de care am cântat mai devreme. Bine, dar niște tocuri, dar nu mai văzusem, ceva uriaș. Stătea fata așa un pic pe, știi? Mergea așa. Să rămână, de ce te chinui? Și a zis, să rămână, nu e de ce te chinui, să rămână, de ce așa tocuri mari? Și ea mi-a zis, măi, WhatsApp, aolo, nu pot să cred. Zice, bă, odată ce te urci sus pe toc, îți este foarte ușor să te urci tot mai? Ne-am zis, să rămână, n-ai o treabă, mama mea. În viață nu te urci tot mai sus cu tocuri, în viață trebuie să ai un vis. Indiferent că vrei să fii pantofar, dulgher, pictor, ce vrea sufletul tău, n-asculta ce zic alții, investește timp și merge înainte, fratele meu. Te iubește, respect și simpune. Și zic așa. Și visul meu nu are limite, zboară peste tot gândește limpede. Mă duc, mă duc, oricum îmi pun în minte toate gândurile, să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, baie, bun, nici nu curg cu greu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide tot, îți poți imagina că lumea e a ta și plus. Poți să sar sus, 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 sus. Ce fac și ce spun și nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, de tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să stau. Frații mei, pot să mă duc. Așa să vă ajute bunul Dumnezeu. Frații mei, vă țin pumnii să vă împliniți visele. Eu acum vreo 10 ani visam să fiu aici în fața dumneavoastră. Hai împreună, ia, ia. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc. Voi? Tare! Sus! Pot să mă duc? Voi? Tare!
Așa să vă aștept bunul Dumnezeu, vă iubesc și vă respect și vă doresc tot binele din lume. Aplauze pentru voi! Și eu vă iubesc. Bun, mergem mai departe să ce mi s-a întâmplat, că eu sunt omul cu poveștile. Cum zicea nașa mea Andra, zice, ăsta e un fel de mini Piersic, Florin Piersic, sigur știți pe mini Piersic. Eu sunt mini Piersic. Sper să nu mă bată fisul. 2, 3, 4, 5, 6. Am o întrebare până la Piersic, fiți atenți. Trebuie să te simți cel mai norocos, ca tine mulți au plecat de jos. Ăștia sunt ăia fără somn, fără frică, plin de stres, care când o lovesc, o lovesc. Să te simți cel mai norocos, ca tine mulți au plecat de jos. Ăștia sunt ăia fără somn, fără frică, plin de stres, care când o lovesc, o lovesc. Trafic intens de sentiment, toți avem antecedente, privirea cruntă datorită facturii curente. Și faci cât poți, fente, facturii lunii scadente. Ia, mers de voastră mea că nu-i momentul. Mergem mai departe să vă zic ce s-a întâmplat cu mine. Bun, eram într-o vreme, eu m-am născut acolo unde am avut fix strictul necesar. Știți ce e la strictul necesar? Ai de toate și aproape nimic. Bun. Așa că pe la 20 de ani am zis, bă, nene, vreau să fac eu mai mulți bani și trebuie să mă încordez. Și m-am încordat și am început să fac bani și m-am întristat. După primul single, ce crezi? Au apărut banii, au apărut și prietenii. Când au dispărut banii, au dispărut și prietenii. Păi m-am încordat, am mai făcut un hit. Am mai apărut niște bani, au apărut iar? Ce au apărut? Mama lor de prieten, am pierdut banii, au dispărut și prietenii. Iar am făcut bani, iar au apărut? Hai ca să învățam povestea. Și într-o final zic, bă, nene, trebuie să scriu o piesă. L-am sunat pe Moga, zic, Moga, vino coacă, trebuie să scriu ceva, că am pe suflet. Și zice, ce ai, mă, frate? Și zic, fii atent. Dacă mi-e bine, îi văd pe toți dansând în jurul meu, aproape nimeni, cu mine când mai dau și eu de greu. Am învățat că viața merge și după cea mai proastă zi vine și mulțumim din suflet pentru unii dintre noi, a fost cea mai tare noapte. Pentru restul îmi cer scuze că am țipat atât de mult, dar așa se exprimă fratele WhatsApp. Dar să nu uitați că fratele WhatsApp vă iubește din tot.